Da, e pauză la Sfântul Gheorghe. Salutări tuturor. FCSB 0-0 în deplasare cu Șepși. După primele 45 de minute discutăm despre ce s-a întâmplat în prima repriză a acestei partide. Un meci foarte important pentru FCSB, care are în acest moment de recuperat niște puncte în față de CFR Cluj, echipa care a câștigat aseară cu Craiova și s-a dus la 4 puncte de FCSB înainte de această partidă. Discutăm așadar de prima repriză de la Sfântul Gheorghe, aici în studio alături de colegul meu de la Gazeta Sporturilor, Alberto Boțoghine. Salut, Alberto, din nou. Salut. Cum ți s-a părut prima repriză? O repriză ciudată. Da, ciudată? Vezi că e un cuvânt care mă sperie, acest ciudată. Nu, să nu te sperie. O repriză ciudată în care FCSB, echipa care are nevoie de victorie, dacă se presupune că mai vrea să mai lupte pentru titlu, nu atacă, nu joacă nimic. Poate nu poate să atace. Poate nu poate, ceea ce e și mai îngrijorător pentru cei de acolo. Dar mi se pare că nici măcar n-au vrut, n-au avut ideea. Nu știu dacă asta e strategia lor. Jucăm prost o repriză în care ne apărăm, nu existăm. Așteptăm. Nu presăm, așteptăm ceva. Da. Și apoi ne descătușăm în repriza a doua. Mi-e greu să cred, mai ales că pe bancă tu nu ai cu ce să vii. Nu ai. În plus. Nu. Da. Așa, ca să destabilizez puțin. Cred că de fapt asta e fața celor de la FCSB, ei nu pot mai mult și au dat de o echipă a lui Șepși care e destul de relaxată. Mie mi se pare o echipă relaxată, mi se cel pare puțin departe de în fața porții celor de la FCSB. Da, au tratat cu mare ușurință. Multă ușurință. L-am văzut pe Șafranco cu execuția aia cu capul de un fundaș care a vrut să respingă în corner, cam așa a fost Șafranco, altfel un jucător redutabil pentru jocul ăsta aerian. Un meci foarte slab. Nu știu, poate că mă așteptam puțin, ai văzut că am zis înainte că nu mă aștept la goluri multe, dar măcar dacă vedeam, nu știu, încrâncenarea aia era mai interesant. Așa, un meci palid, par două echipe care n-au niciun obiectiv, care sunt departe de locurile bune ale clasamentului, nu mai au nimic de demonstrat și joacă pentru că așa cere programul, adică nimic, cel puțin de la FCSB, ți-am zis, măcar Șepși a mai avut niște faze, au mai tras la poartă așa cum au putut ei, au mai fost prin care, au mai cerut și un penalti. O să discutăm și de faza aia, însă hai să vedem faza asta de care ai spus tu, mă rog, nu o vedem video, vedem capturile, însă vedem aici centrarea lui Ninai, care centrează în fața porții unde Șafranco apare liber, e indicat de o săgeată, o să vedem probabil și iată, aici e Șafranco, mingea pleacă spre el și ajunge perfect la el, îl găsește la 6 metri singur, deci mă uit ce gaură în jurul lui, adică cel mai apropiat om de el pare, nu e colegul lui, dar e... Da. E iarăși, noi ne-am uitat așa la capturile astea, ceea ce privește apărarea FCSB-ului. E aici cine o fi lângă el? Radunovici? Aici e Radunovici, da. Cel mai apropiat de noi, cum ar veni, e Octavian Popescu. Da. Iar la unde sfundat și central? În totuși centru e Ovidiu Popescu. Da, departe. Da, departe. În prima captură, da. Acolo o să vedem, Cristea se duce acolo la... E cu Păun, mă rog, în... pentru a bloca, să zicem, o posibilă centrare care a venit până la urmă. E Nedelcu, care e cu Dumiter. Da. E Ovidiu Popescu, care l-are așa în față, în vizor, pe Mitrea. Și mai e Șafranco, acolo ar fi trebuit să strângă, la cum arată acum, Radunovici. Da. Dar Radunovici n-a mai strâns. Octavian Popescu, cum se mai uită, noi l-am mai văzut pe el se tot uită se așa uită, la se fază. Uită, încă se uită la fază de genul ăsta, da. Centrarea foarte bună a lui Ninai, așa pe... Noi ne-am amuzat, real, că a ajuns Ninai să centreze, cel mai înalt om. Da. Au făcut o schemă și a ajuns la centrare, dar a centrat mai bine decât centrează Crețu, da, de la FCSB. Da, corect. Care centrează constant în spatele porții sau în primul adversar. Da. Non-stop. Adică... Deci, cam așa s-a apărat FCSB în prima repriză, că au fost momente în care erau niște găuri destul de mari. Însă... Eu sunt curios doar cum s-ar fi apărat Șepși dacă ar fi fost pusă sub presiune da, în mod real. Pentru că da, FCSB se apără așa pentru că nu sunt oameni. Nu. Uite, o să vezi că Șepși va fi pusă sub presiune repriza a doua și se va apăra greu. Crezi? Da.
Ți-am zis 2-1 pentru FCSB e pronosticul meu și cred că se va întâmpla pronosticul ăsta, o să vezi. Eu aș zice că vedem maximum un gol. Da? Da, da, da. Bine, mai vedem după pauză. Hai să vedem ce spun oamenii și după aia o să mai discutăm un pic și de schimbarea lui Nedelcu, discutăm și despre faza la care cei de la Șefci au cerut penaltii. Nu joacă nimic, Gigi e la butoane, zice cineva. O întrebare, e roșu la Cristea, zice Daniel Anton. La lovitura... acolo la mijlocul terenului, cu antebrațul, da, nesancționată de Bârsan. Da, e Bârsan, el nu vede nimic oricum. Nu vede, mi se pare chiar că nu vede nimic. N-a văzut niciun galben clar la Vașvari, la intrarea exact, la Octavian Popescu. Popescu, clar, da. Adi Robert Codreanu, 11 metri clar pentru Șepșic. Angheluță este varul campionatului. Ți se pare fault? Pe prima fază pare, dar din spatele porții... Da, e o fază ciudată. Da? Cred că un arbitru mai... mai sensibil, așa să numim, cred că ar fi dat penalti. Nu știu, eu cred că nu e penalti. Dar și dacă ar fi fost tipul ăla de fază, adică dacă s-ar fi dat, am fi vorbit acolo că există cumva circumstanțe, explicația asta clasică, există circumstanțe de penalti. Dar așa, nu mi se pare. În fază reală, așa pe live, mi s-a părut un pic, da, cam de penalti. Dar apoi văzând reluările... Nu prea pare. Dacă ne uităm la ce penalti s-a dat la Juventus cu Inter, atunci ăsta ar putea să fie un penalti clar. Dar așa nu mi se pare că ar fi penalti. Uite, Florin Popa, FCSB nu poate să bată pe nimeni, ce campionat vor. Stai să vedem, totuși e doar pauză. Gigi Becali face 3 schimbări, nu joacă nimic FCSB, zice Ioan Albu la pauză. A făcut o schimbare, ai înțeles ceva din schimbarea lui Nedelcu cu Buziuc? Știam că o să fie Nedelcu, am și vorbit așa aici, e, da? Da, ai spus înainte, deci nu se anunțase nimic, nu se ridicase nicio tabelă, nimic. Din momentul în care se încălzea Buziuc, ai spus că Nedelcu. De ce ai crezut că e Nedelcu? Pentru că nu-i place de el. Nedelcu n-a făcut un meci bun acum, da? N-a făcut nimeni din zona defensivă, așa, pentru că Șepși a avut niște situații bune, a fost un pic de degringolat, am văzut și a Franco și atunci cu Vașvari s-a grăbit să tragă, avea liber, putea să mai urce la faza aia. Nu-i place Gigi de el, da, nu-i place. Cred că vede doar fundaș central, iar atunci când îl e pus aici la mijlocul terenului, nu știu, probabil că el are alte așteptări de la un mijlocaș defensiv, l-ar vedea să vină, să iasă, să facă. Într-adevăr, Nedelcu e o umbră a jucătorului care juca mai bine sau juca bine la Viitorul, care a jucat cât de cât ok, acceptabil în primele lui meciuri de la FCSB. Nu-mi dau seama acum dacă accidentările astea repetate și grave pe care el le-a avut l-au afectat sau dacă mediul ăsta nu-i priește de la FCSB. Dacă de pe ei nu-i priește 100%. Adică mi-aduc aminte imaginea cu el când se închina, cred că pe la Botoșan, nu-mi dau seama pe unde era înainte să intre. Când se închina pe bancă, era terminat tot așa după niște valuri din asta de critici. Foarte greu face față criticilor, cel puțin asta spun oamenii din staff-urile echipelor naționale, care susțin că atunci când vine e foarte liniștit și ușurat când vine la locuri. Da, că e alt om, da. Și apoi când ziua în care trebuie să plece se schimbă, e negru tot la față. Da. Hai să vedem. Facem schimbare ofensivă, intră Perianu, zice Mădălin Pătru și râde. Management prost, marketing inexistent, toate astea coroborate cu gura sloboda patronului, fac ca suporterii FCSB să plece către zone din afara granițelor. Dumnezeu îți dă, dar nu-ți bagă cu forța în buzunar, zice Valeriu Bădilă. 2-0 pentru Steaua, mă rog, pentru FCSB, Cristea și Crețu, zice Nelu Canaliță. Vorbiți și voi de cea mai titrată echipă din Liga 1, singura care nu a retrogradat vreodată și singura care în acest an a reușit 6 victorii consecutive, Dinamo București, zice Vio Stoica. Ne-am săturat de Gigi, gata bunicu Becali să lase și oamenii să facă greșeli, zice George Cristian Nedelcu. Da, culmea tupeului, să emiți pretenții la titlu, zice Marius Cazacu Tonel. Bunicu Becali e mai rău decât era acum 10 ani, zice altcineva. Mi-am făcut o echipă pe FIFA și l-am pus pe Mihai Iosif antrenor, merge strună, zice Gore Motogna. Becali un adevărat patron, Craiova joacă la mișto cu CFR, zice Ioan Albu, interesant, și totuși ce caută Cristea se bage în el, zice John, la faza asta aici. Păi Cristea fusese puțin depășit, într-adevăr. Fusese puțin depășit și era singura lui șansă să încerce cumva să-l încurce, dar... A făcut-o bine, dar a riscant. Fost profesionist. Da. Dacă era invers, era 11 metri, zice Otto Palco. Mă rog, nu știu. Intră Golovca și Petrilas, ozonul se va evapora din băieți, zice Ferenc Iosef. Arbitraj de râs, jos Bârsan, spune altcineva. Berbecaru iar ratează campionatul, zice altcineva. Înaintea acestui meci FCSB
a obținut 10 puncte din cele 11 cu Blatoșani și Clinceni, mă rog. Chiar ne legăm de orice decizie arbitrului, spune Ștefan Tronaru, sunt campionate unde arbitrii au VAR și tot se comit greșeli foarte mari. E corect și lucrul ăsta e corect. Păi de ce Nedelcu e stresat cu 10.000 de euro, întreabă cineva. Da, poți să fii stresat și cu milioane de euro, nu doar cu 10.000 de euro. Da, el pare... Nu pare atât de puternic psihic cum nu pare, fi, nu. Da. Pare așa dărâmat, dar știi cum e, nici nu pleacă, pentru că, adică, ok, nu-ți convine, ești deranjat, trăiești într-un mediu rău, atunci ar trebui să pleci, să nu știu, de-aia sunt impresar, să găsească alte oferte. Mi-e greu să cred că Becali ar avea așa o pretenție exagerată dacă ar fi vorba să-l vândă pe Nedelcu. Da, cred că el are o problemă și în exprimare. Adică, ok, nu mai e la același nivel deloc. Pentru că dacă el ar fi jucat cât de cât mai bine, atunci poate că nici n-ar mai fi fost scos în minutul 15, în minutul 20. El și joacă slab. Ok, asta nu înseamnă că trebuie să fii supus la schimbările astea din minutul 20, care se practică numai la noi. Schimbări din asta de pedeapsă. Trăiește meciul cu Betfair și găsește momentul pentru cash out. Ai adrenalina, ai puterea de a decide. Fiecare meci devine legendar. Cu Betfair, terenul pariurilor live. Da, când ajungi însă să bagi un jucător ca Buziuc, sperând să schimbi ceva în joc, pare că situația la FCSB e... Da, dar e, știi cum e karma asta așa, nu știu dacă se zic karma în general sau dacă e doar o karma. De George Becali de karma. Da. Sau doar dacă e karma fotbalistică sau doar tot așa karma generală. Știi, un fotbalist de care ai râs, sau mă rog, pe care ai să-l împui istoric, l-ai adus văzându-l tu mare jucător la Clinceni. Da. Apoi ai râs de el, ce să fac și cu Buziuc, l-ai trimis să joace prin Liga 3 să se lupte pe acolo, steaua, da, să încurce pe Steaua, n-ai vrut să-l mai vezi pe aici. Acum îl aduci la prima echipă pentru că sunt toți accidentați, nu mai ai cu cine să faci și sper de la jucătorul ăsta pe care l-ai făcut praf. Ok, l-ai făcut praf pe 10.000 de euro, sau nu cred că Buziuc are 10.000, probabil că nu, 5.000. Nici eu nu cred că are. Dar sper de la jucătorul ăsta pe care l-ai făcut praf, poate că l-ai și umilit jucând, am zis, la Liga 3-a. Sper să-ți aducă acum victoria sau să te scoată, da, cu Șepși, da, în fața unor apărători care, nu știu, sunt apărători care mănâncă, cum era expresia, mănâncă copii cruzi. Dar, bine, l-am văzut pe Buziuc cum a intrat. El e de Liga 3-a, Liga 4-a, Buziuc, da. Acolo ăla e la nivelul lui. Joacă undeva unde n-a jucat. Adică n-a jucat, da, Becali a făcut bine, dar a doua oară, când l-a trimis la Liga 3-a, de unde, acolo unde e locul. Dar acum să-l aduci și să sper că te va scoate, uite-te puțin, că jucători ca Nedelcu și Buziuc, până acum o săptămână, două, sau cât a fost, jucau la Liga 3-a și jucau un baraj și nici acolo, sau jucau cu CSA Steaua și nu arătau așa spectaculos. Tu cu oamenii ăștia vrei să iei titlu. E un management catastrofal. Uite ce mai e pe bancă în momentul ăsta. Vână, Ovidiu Perianu, Musi, Ciuciulete, Fulga și Niță. Păi Vân a jucat bine ultima dată acum 3-4 ani. Da. Ultimului meci bun. Cred că nici el nu mai știe. Dacă îl întrebă, tu când ai jucat bine ultima dată, nici el nu știe să zică, bă, ce meci am făcut atunci. Așa. Iar ceilalți băieți de acolo nu sunt de nivelul ăsta. Oricât ar încerca ei să spună că sunt jucători. Da, au potențial, dar sunt mulți jucători cu potențial care nu pot face față. Și la FCSB acum nu e mediu potrivit pentru jucătorii ăștia tineri, pentru că ei sunt tineri și aruncați acolo pe lângă niște jucători care ori sunt la fel de tineri ca ei, ori sunt slabi. Și problema e că se vrea performanță, adică să câștigi titlul, că dacă FCSB era echipă care juca cu tineri, dar era pe locul, nu știu, 5-6, era un fel de Șepși și Botoșan sau Clinceni, era ok, puteau să crească. Dar într-un mediu, avem exemplul lui Tavi Popescu, el a intrat, a jucat bine, ne-a luat ochii, iar acum când n-are de cine să se mai lege pentru că au mai dispărut Coman, Man, Tănase și el singur acolo, nu mai joacă nimic. Același lucru e valabil și pentru Tănase, adică dacă nu ai un mediu potrivit cu jucători pe lângă tine de valoare, ești împicat și tu.
Tănase azi, nu știu, a atins-o de 2-3 ori. A atins-o puțin. Octavian Popescu la fel, de 2-3 ori. Moruțan... Moruțan mai bine să nu atingă, că el când o atinge e slab în ultima perioadă. A încercat un șut, s-a dus în peluză. La Miercurea Ciuc. Da, da, s-a dus departe. Bun. E greu. Pronosticul tău. Eu cred că rămâne 0-0. 0-0, e 0-0 cât casă. 2-1 FCSB. Atenție, atenție. Vorbim la final. Bun, ne vedem la final cu reacții de la Sfântul Gheorghe. Analiza meciului e 0-0 la pauză. Șepșii FCSB. FCSB trebuie să câștige pentru a rămâne în cursa pentru titlu. Ne revedem așadar în 45-50 de minute.